Hello, hello, dragilor, din nou la vlog, din nou pe Flight Travel Vlog. Astăzi avem vlog din Veliko Târnovo. Și avem casă de bilete aici. De aici vă puteți lua bilete pentru a intra la cetate. Aici, bineînțeles, o să vedeți voi acum, cum să filmez eu. Deci, până la ora deschisă între 9 și 17, chiar până la ora 18, și înseamnă cât? Câte 10 leva? 15. 15 leva, da. În 1877 ar fi făcut zidul ăsta, dar mai scrie ceva aici. 1186-1393. Pe aici când a fost invazia Imperiului Bizantin, cred că. 1186-1393. Hai să mă corectați voi în comentarii, cred că am spus mai prost. Deci, nu era cum v-am arătat, era 15 leva per familie, adică eu, Iubita și Comenii, 15 leva intrare la cetate. Eu zic că e ok, 15 leva, 2,54 e 1 leva, așa că faceți și voi socoteala, eu zic că e bine. Hai, hai să vă arăt, că pe mine mă știți voi cum arăt. Prima mențiune a cetății apare în 1190, iar în 1393 fortăreața a fost asediată de otomani timp de 3 luni și incendiată. Capitularea ei a însemnat căderea regatului bulgar. Deci în 1971 a fost refăcut acest zid al porții. Cetate. Cam așa arătau catapultele, sau cum se numesc, catapulta. Da? Uite, asta era de lansat... Nu, asta e doba, da, asta era de lansat săgeți. Asta era de pus, eu știu, un pietroi cu diverse chestii, cu focul ăsta. Se arma, se răsucea funia aia. Și da, viteză de pe aceea. Chiar e ceva de urmă. La prima vedere ai impresia că e, joacă. Dar nu e chiar așa, joacă. Nu, da? Nu foarte mult, nu e foarte mult. Dar, da, totuși trebuie să aveți încălțăminte adecvată, nu cum am eu, sau ce am eu acum. Deci, da? Hai să nu fac eu traseu montan, așa că... Îți iei jurul așa un pic, dar încălțămintea nu e, totuși ghetute sau dacă nu ghetute, ce fac? Încălțăminte sport, totuși montan așa, drumeții. Trei cadre. V-am arătat un pic și din cetate. Nu din Veliko Târnovo, ci din cetate. Așa că noi continuăm plimbarea noastră la pas prin oraș, prin Veliko Târnovo.
poate vom ajunge și vom filma și unde vom servi ceva masă. Hai să continuăm, zic. Și acum să vă arăt și camera. Asta este băița. Pac, chiuvetă, toaletică, cabina de duș mare, e foarte spațioasă baia, cu priveliște, vă arăt imediat. E mare, spațioasă. Aici un hol, un dulap, mai o pernă acolo, oglindă, ce cou e aici. Și o cameră care pare destul de măricică, un studio? Păi, este studio, am... da. Ce faci, iubita? Bine. Bine ai venit la Veliko Târnovo, zic. Așa. Deci un pat pentru două persoane, mi se pare că e cam jos, parcă patul ăsta. Unul pentru Enia aici, un televizor, bla bla, o măsuță, o cafetieră pentru un ceai și hai să vedem ce view avem. Așa, pe aici frumos, acolo avem biserica, sus. Și bineînțeles, acolo avem cetatea. Nu la pas, Veliko Târnovo, venim de la cetate, mergem către centru. Cred că o să căutăm și o locație unde să mâncăm. Vă arătăm și câteva cadre așa, că sunt faine. Iar aici se trece în strada. Foarte frumos să vede. Cu pomii ăștia care au început să coloreze. Din 1776. Da, fain așa, cu farmecul ăsta, vie. Dă un farmec așa de Grecia. Hello! Un farmec de Grecia. Taverne, hoteluri. Am găsit un loc minunat aici unde să servim masa. O să vă arăt și ce am comandat. Dar priveliștea este genială, e superbă. Iar locația arată ceva de gen. Ți-ai haifele? O salată care arată foarte bine. Asta cred că e un sos pesto ceva deasupra. Da, parcă zicea că are pesto. Brânzică, bulgărească, bineînțeles. Castravete, salată, roșii, ceapă, tot ce trebuie aici. Eu mi-am comandat o burtă piept de porc la grătar cu cartofi. Frumos, uite ce bine arată, arată splendid, genial, super. Salatica asta care arată într-un fel. Iubita mea și-a luat... Cum se numește ce ți-ai luat tu? Ah, da, porc. Zucchini, da, porc. E mușchi de porc cu cartofi și cu zucchini, cu sos de zucchini. Da, arată foarte bine. Iar Eni și-a luat? Coaste, ca de obicei. Coaste, bineînțeles, arată foarte bine cu cartofi ăștia. Și bineînțeles, pita asta lipie, cum o numesc ei. Pita cu usturoi. Așa că, hai să vedem care-i treaba și să avem poftă. Deci pita asta cu usturoi și mai are ceva, o plantă aromatică, dar arată foarte bine. Este rosmarin. Doamne. Mamă, și cum e asta? E vis. Lasă-ți așa un pic. Că treaba cea mai șmecheră e aici. Făplita asta încinsă. Bineînțeles că avem un purcel care îmi face mie fiți aici. N-ai cum. Iar salata asta cu pesto. Băi, bun. Bună mâncare. La locația asta. Cum se numea locația asta, fetele? Șastlevița, Pleșcoavița, Șastlevița.
Deci așa se numește locația, aici în Veliko Trnovo. Deci se mănâncă foarte bine. Am văzut că mi-am luat pieptul ăla așa, la grătar cu cartofiurile aia noi, frumos. Salățica aia a fost țiplă. Enia coaste, da, iar adevărat. Iubita mea și-a luat mușchiuleț cu cartofi la cuptor, așa, cu brânzică, cu... Ce să mai, vis! Hai să luăm și o înghețată, dacă toți suntem pe aici, mai facem un pas, mai facem și alta și continuăm vlogul, chiar dacă o să fie și mâine. Băi, vreau să vă arăt neapărat chestia asta. Uite cum se vede cetatea. Cât de fain se vede cetatea asta luminată noaptea. Uite cât de mișto au făcut-o. Și luna acolo sus. N-ai cum. E fain, ce să mai. Sper că vă dați seama.